La aceasta s-a adăugat și amnistia fiscală de săptămâna trecută, ceea ce consider că este extraordinar de eclatant, dar și faptul că banii, mijloacele care au fost câștigate ilegal vor fi legalizate. Cred că aceasta este o lovitură pentru fiecare cetățean sincer și corect. Toate aceste lucruri au dus la faptul că în cadrul vizitei mele în Moldova am renunțat la întâlniri oficiale sau publice cu reprezentanții guvernului. Acesta este un semnal că noi vom lăsa Republica Moldova înapoi sau o vom neglija, dar este un semnal clar că cei din Uniunea Europeană, toate țările membre au o anumită idee despre democrație și stat de drept.